Gata? Bună, Sergiu, mi-a spus un colac cu exerciții matematice. Deci, clasa 6, repede, mi-a lăsat Mario. Intrat acum cu clasa 6. Te rog, okay. Problema 10. Geometrie, da? Problema 10. 10 pagina? E de pe o foaie, domnule. 10. O problemă. Da. Pe dreapta D, considerăm punctele A și B situate la distanță de 1 cm. Deci, pe dreapta de A, da. A și B, situate la distanță de 1 cm. A, B, așa încât A și B, așa încât A, B, egal cu 1 cm. Construim punctele pe 1, simetricul lui A față de B. Pe 1, simetricul lui A față de B. Pe A față de B. Pe 2, simetricul lui A față de pe 1. Pe 2, simetricul lui A față de pe 1. Față de pe 1. Și pe 3, simetricul lui A față de pe 2. De pe 2. În concluzie, calculați lungimea segmentului A pe 4. Deci, în concluzie, A pe 4, pe 4 egal cu cine? Și A pe 100 egal cu cine? A pe indice 100 egal cu cine? Să vedem dacă ei știu să construiască. Da. Deci avem o dreaptă pe care luăm două puncte A și B. Ce avem de aici? Care erau întrebările? Uite aici. A pe 4 cu cât este egal și prima pe 100. Sunt două puncte la distanță A și B la și distanță un, de 1 cm între A și B. Da. Hai, e dreapta de. Și acum, care e azi? Simetricul lui. Păi eu vreau să mă convin cât știi. Simetricul lui. Nu copia tot ăsta de bitam. Vreau doar să spun astea. Să scrii datele. Simetricul lui A față de B. Cine este Davide? Simetricul lui A față de B. Unde să-l pun? Păi B-ul va fi în mijlocul lui P1 și A. Adică unde să-l pun? Adică P1 va fi după B. Așa, la ce distanță? La, la o distanță de 1 cm. Asta e pe unde? Pe mijloc, da? Da. Bun. Și spune da, că pe 2 o să fie, mijlocul o să fie pe 1 și o să fie la distanță de 2 cm. Așa, deci, acum pe 2 este la distanță de... El e mijloc pe 1, da? Da, pe 1 fiind mijlocul, la distanță de 2 cm, pe 2. Pe 3, fiind simetricului, va fi după pe 2 cu 4 cm. Adică pe 2 va fi? Pe 2 va fi mijloc. Perfect. Așa, eu mai din partea asta ca să mă. Deci aici este A1, aici este B1. Și acum simetricului A față de B este acest punct P1. Eu las sus A și B. Pe 1 este simetric. Da. Simetricului A față de P1 este P2. Simetricului A față de P2 este P3. Simetricului A față de P3 acum va fi P4. P4 și vedem noi distanța cu tot cu un centimetru. Băi, ați înțeles? Deși în ipoteză nu zic să dădea asta că decât până la P3, băi, ați înțeles că tot așa merge a regăt. Da? Vedeți că vi se cere segmentul și A pe 100. Hai să vedem cât este A pe 1. A pe 1 va fi de centimetri. Deci, A pe 1 egal cu 2 centimetri. Dar asta trebuie să arătăm sau să spunem că pe 4 este simetricului A față de... Nu, deci, din faptul că pe 1 e simetric, hai, traducem așa. Pe 1
simetricul. Nu știu cum scrieți voi simetricul la casă. Sim. Cum? Sim. Simetricul, așa, lui da, A, față de B. Față, față, așa scrie, nu? De B. Da. Față de B. Și atunci avem ca A pe 1 și mai adăugăm că avem ca B este de 1 cm. Atunci simetricul lui A față de B este 2 cm, da? Dublu lui AB. Deci egal cu de 2 ori, da? Egal, așa se scrie, egal cu de 2 ori AB și egal cu 2 ori 1 și egal cu 2 cm. Hai să zicem acum, pe 2 Daria, pe 2 simetricul. Lucrăm dacă de data. Da, da? Simetricului A față de P1. Pe 2 simetricului A față de P1 este 2 pe 1. De 2 ori A pe 1. A pe 1. De 2 ori distanța A pe 1 de simetricului A pe 2 simetricul A față de P1 de 2 ori A pe 1, da? Da? De 2 ori A pe 1 adică și egal cu de 2 ori A pe 1 care a fost mai înainte făcut. 2 calculometri. 2 ori 2. 4 centimetri. Centimetri și egal cu 2, 2 la 2. Hai să zic, 2 la 2 centimetri. Care e egal cu 4, da? Da. O să vedeți de ce. Bun. Pentru A pe 4 acum. Sau vreți A pe 3? E ușa ușor ca să da, vedem. Da, dar la multe timp. Pe 3, numai așa pot să înțeleg. Dacă fac și mă așez, îmi ia întâlnul lanțul. Deci pe 3 simetricul lui A față de pe 2. Păi va fi egal cu 2 A pe 2. Da. 2 A pe 2. De 2 ori A pe 2. Da? Deci, deci Daria, hai să urmărim. La pe simetricul lui pe 2 simetricul A față de pe 1 înseamnă de 2 ori A pe 1 ăsta. De 2 ori aici A pe 2, da? Deci egal cu de 2 ori A pe 2. Și cum A pe 2 a fost făcut, deci vine 2 ori 2 la a doua centimetri și egal cu 2 la a treia centimetri. Foarte important să înțelegi așa. Deci la pe 3, 2 la a treia. La pe 2, 2 la a doua. La pe 4. La pe 4. Hai să scriu și pe 4. Pe 4. Simetricul lui A față pe 3, față de pe 3, dar ea este egal cu de 2 ori A pe 4. A pe 3. De 2 ori A, 2 ori A pe 3. E aici, da? De 2 ori A pe 3. A pe 3. Ah, și este egal cu 2, nu, este egal cu 2 ori cea de 2 la 3 și face egal cu 2 la 4. Centimetri și face 2 la 4 centimetri. La 100. Va fi pe 100 simetricul. Da, avem A pe 4. A, l-am făcut A pe 4, da? 2 la 4. Pe simetricul lui pe 100. Pe 100 simetricul lui A față de pe 99. Da, față, da, da. A față de pe 99. Corect. Pe 99. Va fi egal cu 2, de 2 ori A pe 99. De 2 ori A pe 99. Și va fi 2 ori 2 la 99. 2 la 99. Egal cu 2 la 100. 2 la 100. Centimetri. Centimetri. Adică de 2 ori AB-ul. Care s-a tot preluat, da? Și scris în formă de putere. Iată că m-am dat așa. Corect. Am insistat pe chestia asta, deși graba e foarte mare sau nevoia de a trece repede pe subiect e foarte mare, dar în același timp, dacă nu insist aici, nu fac nimic. Nu mă interesează cantitatea, mă interesează să înțelegem. Corect. Da. Corect. La școală sunt tot așa. Nu cred că ar fi făcut singur. No. Eu no. Sunt sigur că n-ar fi făcut singur. No. Păi așa trebuie făcut. Exact. Dacă te duci în aproape, în aproape da. Să judeci. Așa nu te poți duce. Ai înțeles așa? Da. Da. Un pic mai activ, e tema ta, la tema lui ai văzut cum vorbește? Așa și tu, la tema ta. Am un doi subiți la nu, că dacă să mă înțeles, să mă, cum să zic, ca să știu că o înțeles și ea să mă... Da, David, da, înțeles, eu am înțeles că David a înțeles. Am un doi mai interesat să înțeleagă, asta este o...
obiectivul nostru. Dacă nici noi nu ținem în mână, atunci și mai departe. El vorbea și mi-am dat seama că el a înțeles. Știți? Mergi mai departe. 9. O problema 9. Pe o dreaptă se consideră în această ordine punctele A, B, C și D. P, D, fie A, B, C și D. A, B, B C și D. Și D în această ordine. Da. Adică pe o dreaptă luăm punctele acestea A. Poate în niște condiții, să vedem ce în această ordine, zice. Arătați că AD și BC au același mijloc, dacă și numai dacă AB congruent cu CD. Deci, AB... AB congruent cu CD îl faceți, nu? Da. Ce ai zis și poți mai repeti? Imediat, cu CD. Imediat mai citesc o dată. Deci, pe o dreaptă se consideră în această ordine punctele A, B, C și D. Și domnul profesor le-a pus, uitați, AB l-a pus congruent deodată cu CD. De regulă, citiți problemele până la capăt, ca să vedem cum facem desenul din prima. AB. Arătați că AD și BC au același mijloc, dacă și numai dacă, AB congruent cu CD. Deci AD și BC au același mijloc. Dacă și nu mai dacă, A, B egal cu C, D. Da. Am mai făcut problema asta, dar vreau luăm din nou. Aș vrea dacă A, B egal cu C, D. Păi vom alege un mijloc C. Deci, sau, a unuia dintre segmente. Da. Nu deci. Spune că A, B și C, D au același mijloc. A, D. A, D și B, C au același mijloc. Da. Și dacă să mergem pe au același mijloc, atunci trebuie să rătăm ca B cât ce D. Sunt două probleme aici. Da. Ca deci, de am, avea, am avea prima problemă, ar fi așa, că A, B egal cu CD. Uh-huh. Atunci, mijlocul lui A, B se fie egal cu mijlocul lui CD. Deci mijlocul AD este egal cu mijlocul CD. Păi pe AD îl putem scrie ca AB plus BC plus CD. Pe cine? Pe AD? Da. Deci AD-ul... Demonstrație, acum, da? Da. Demonstrație. Atunci AD egal cu cine? AD este egal cu AD plus BC. Egal cu AB. E zis așa, AB plus BC, BC plus, plus CD. Plus CD. Știm că AB nu ne spune cât este. Mai că sunt egal. Deci, în ipoteză, avem că AB e egal cu CD și avem și mijlocul lui AB. Și vorbim de mijlocul lui AB. Avem și mijlocul AB. Și atunci, acel mijloc trebuie să coincide cu mijlocul lui CD. Deci, în ipoteză, vorbim de mijlocul lui AB. Mijlocul lui, nu e al AB, al lui BC. Mijlocul lui AD. Nu, AB e congruent cu CD. AB congruent. Și mijlocul lui AD să fie egal cu mijlocul lui BC. AD. Fie egal cu mijlocul lui CD. Deci, dacă mergem că AB este că CD, atunci luăm și mijlocul lui AB ca un punct pe care îl putem găsi și el trebuie să fie exact același lucru la AB, al lui AD, să zic. Da? Să fie același mijlocul al lui CD. Un problemă spune că trebuie să fie coliniare. Păi da, zice. Pe dreapta AD, punctele AB, CD. Dacă zice punctele pe dreapta... Pe dreapta coliniare. Nu mai încape discuții. Păi da, dar așa, dacă luăm așa, mijlocul lui AD ar fi între B și C și mijlocul lui CD ar fi între C și D. Nu, dar mijlocul lui AD, Darea, mijlocul lui AD, nu la AB. Păi, am greșit, da? AD. Profesor, îmi face pe figură, punem un mijloc între cele două segmente. Bun. Mijlocul. Putem gândi mijlocul M al lui BC, da? M al lui BC. Scriem, fie M, mijlocul BC, îl luăm noi, mijloc. Fie M mijlocul lui BC. Atunci rezultă. AM poate fi... Dacă e mijloc, atenție,
Dacă e mijloc, înseamnă că B M egal cu MC. Da. Asta rezultă din faptul egal cu MC. Am tradus ce înseamnă mijloc. B M egal cu MC. Și acum putem să scriem că AB este egal cu BC. Cu BM. AB egal cu CD. Cu CD știm din ipoteză. Da, da, știind că M este mijlocul lui BC. S-a întâmplat să fie acolo, așa, da. Eu, ca să nu intrați în păcatul ăsta, o pun aici alu. Și de-o aici. Ați înțeles? Ca nu cumva să credeți că era împărțit în patru. Nici vorbă. Dar nu, mai informația asta, David. Eu știu doar atât, David, că BM și Daria, da. BM este cât MC. Și mai știm că AB este cât CD. Dar pe AM pot să scriu că AB plus BM? Da. Și voi afla că da. AB. AB. AM, zici el. AM pot să scriu că AB plus BM. Și bă, pe MD pot să scriu că MC plus CD. Exact. David, dar dacă avem BM cât MC și mai avem că AB dedesubt, AB egal cu CD, AB egal cu CD, Daria. De unde știu că AB e de CD? Dar din ipoteză. Atunci trag liniștirea de un membru cu membru. Și AB plus BM apare. AB plus BM. Scriem așa. Scriem asta. AB plus BM. Asta scrie pe din ipoteză avem, da? Aici e că BM e cât mâncă din construcție. Noi n-am fost la mijloc, dar tot ipoteza spune că era la mijloc, dar tot ipoteza poate spune, ipoteza. A, B plus B, e egal cu Daria cu? A, B plus M, este egal cu A, M. Egal cu M, C plus C, D, scriem, da? M, C, hai Daria, intră în problemă, M, C plus C, D. Ce ce ar însemna? Că A, M este egal cu M, D. Deci aici rezultă că A, M este egal cu D, M. A, M egal cu M, L, S, A, M, S, M, D. M, D. Și de aici rezultă că M este mijlocul și lui A, D și mijlocul lui B, C. M, mijlocul lui A, D. M, mijloc. Și aici trebuie de măsă. A, D. Da? Deci am plecat cu M. Mijlocul mijloc, făcut din nou, doi la mână. Și acum arătat că e mijloc și a celuilalt. Acum mergem invers. Că ar fi mijlocul atât la AB și al lui CD. Deci trebuie să arătăm că neapărat AB cât CD e condiția asta. Deci mergem cu ipoteza asta. Este cealaltă problemă, că sunt două aici. Datorită lui dacă și mai dacă. Deci avem, ce avem în ipoteză? M, mijloc lui MC. Lui BC. M, mijloc lui BC. Da, lui BC. M, mijloc. Noi știm asta acum, plecăm de la asta. Lui A, D. Deci știm că e același mijloc. Și vrem să de aici să rezulte, din cele două, să rezulte în concluzie că AB e egal cu cine? AB trebuie să fie egal cu CD. Cu CD. AB egal cu CD. Cum gândim? Știu că e mijloc, știu că e mijloc. Traduc că e mijloc. Ce înseamnă că e mijloc? Ce-am zis că înseamnă că e mijloc? Bun, mijlocul lui BC. Vorbește, Daria. Mă, mijlocul... Lui BC. Vorbește. Lui BC. Este bază. Ce înseamnă asta? Că BM este cât MC. Asta înseamnă. Așa să te aud vorbind. Dar de ce te superi? Ai momente când te superi și cu asta basta. Adică nu vezi, fie așa cum ești de regulă, dezvoltă. Deci, faptul că M e mijlocul lui BC, se traduce că BM este cât MC. Păi, și spun să nu l-a văzut. Nu, care era să te acum e altă problemă. Data trecută am făcut următoarea problemă. Aveam egalitatea AB cu CD, că mijlocul lui AD îl știam și trebuia să arătăm că e și mijlocul lui BC. Da? Acum avem
mijlocul lui BC este același cu mijlocul lui AD, punctul M, și trebuie să arătăm că AB este cât CD. Și acum avem M în mijlocul lui BC. Ce înseamnă când e mijlocul BC? Dacă M, 2 este egal cu M. Că M, B, e egal cu? Dar nu trebuie să scriem B egal cu M, ca să iei la mijloc. B, M. Adică se bagă litera M la mijloc, da? E la de dreptate. B, M, egal cu, zice el? M, C. B, M, C. Faptul că M e mijlocul și a celălalt, mijlocul cui? AD. Lui. AD. Rezultă că AM este egal cu MD. AM. E egal cu M, D. Din figură, să facem ce acum? Le mai adunăm? Ca să ce să aflăm că AB... Noi știm ce trebuie. Trebuie să arătăm că AB e cât CD. Păi le vom scădea. Adică... Deoarece trebuie să aflăm AB-ul, nu trebuie să aflăm AM-ul. Deci AM-ul este cât e. AM-ul deja l-am aflat. Noi acum trebuie să avem AB-ul, dar cu CD-ul le vom scădea ca M-ul să se... Deci din AM scădem pe BM, da? Din AM scădem pe BM. Deci avem acum, tragem liniște, scădem membru cu membru și apare alea vorbește și te lucru nu mă te rog. AM minus. AM minus. Dar și nu crezi. Și nu crezi. AM minus. Minus B, M. Egal cu M, D. Minus M, D. Dar A, M, de pe figură, minus B, M, cine este A, M, minus B, M? A, M, minus B, M. Este A, M. Ai cu curaj, de ce? Deci de aici rezultă că A, B, echivalent, poate spune că A, B, egal cu cine? M D minus M C? Egal cu M C. Egal cu M C este variant. M D minus M C? M D minus M C. A, C D. C D. Este C D. Ceea ce trebuia demonstrat. Ceea ce trebuia demonstrat. Hai vedem încă o dată. Vreau să facem un pic de efort, să înțelegi problemele, că altfel n-am... Zicem că în zadar. Deci povestea este așa, că dacă sunt date patru puncte ABCD în această ordine, atunci AB este cât CD, AB este cât CD, dacă și mai dacă mijlocul lui BC coincide cu mijlocul lui AB. Aici sunt două probleme. Cât mijlocul coincide și trebuie să arătăm că AB e cât CD, mijlocul este același al segmentelor VC și AD. Asta a fost problema a doua. M e mijlocul același atât al lui BC cât și lui AD și trebuie să arătăm că AD e cât CD și am făcut-o. Și prima problemă a fost care? Am că AD e cât CD. Am mijlocul lui A lui BC. El, M ăsta, trebuie să fie și mijlocul lui AD. Iată așa am zis. Faptul că M e mijlocul lui BC, B, M este cât M, C. Și faptul că avem A, B cât CD, A, B cât CD, le-am scris de desubt, le-am adunat membru meu și am arătat că A, M e cât M, D. Asta înseamnă că M și mijlocul cui lui A, D. Deci sunt două probleme în interior. De aceea trebuie văzut cu multă atenție. Când am zis, ele sunt egale A, B cât cu CD, dacă și mai dacă mijlocul BC este același cu mijlocul lui A, D, a trebuit să gândim în felul acesta. Un porumbel vine și ne ajută la problemă. Ne ascultă, da. Da, ne ascultă. Ștergem tabla, asta a fost problema. Deci, da. Atenție, a fost vorba de două probleme în problema asta. Acestul dacă și mai dacă are și într-un sens și în celălalt, da? Săgeata. Bun. 8. Problema 8. Se dă segmentul AB de lungime 160 cm. AB egal cu 160 cm.
calculat A e în 4. A fiindcă e în 4. Fiindcă egal cu cine? Fiindcă M1 este mijlocul AB. Că M1 este mijlocul AB. M1 mijloc. Nu AB. Scrieți odată cu domnul profesor Darin. AB. M2 mijlocul A, M1. M2 mijloc. Nu AM1. AM1. M3 mijlocul A, AM2. M3 mijlocul A, AM2. Mijlocului A, M2. Și M4. Și M4 mijlocul A, M3. Lui A, M3. De la asta plecăm. E unul mijlocul AB. Ce înseamnă? Dar putem să facem un segment AB care are 160 cm. Așa da. După aia îl vom împărți în două și... Așa. Deci, împărțim în două și aici notăm cu M1, parcă a zis? Da, da. M1 va, a, M1 va fi 60 cm. Bun. Și pe urmă M2 cine este, Daria? M2 este... M1. Nu, stai. M2 este mijlocul în AM1. Corect. Adică pe aici îl pun pe M2. Și M3-ul, Davide? M3-ul va fi mijlocul lui AM2. AM2. M3-ul. Și M4-ul, Daria? M4-ul este mijlocul lui AM3. Asta era, da? Și M4 va fi 10 cm. Așa este. A spus acolo M3, M3. M4, M4, corect. Atunci M4-ul ăsta este... AM4 este 10 cm. AM4 este jumătatea lui AM3, care este jumătatea lui AM2. Deci vine... AM1 e 80 cm. Nu, no, zicem așa. 1 pe 2 din AM3, așa am spus, deci AM4 este 1 pe 2 cu redactăr. Nu dăm răspunsul că cine vede zice că e copiat. Deci AM4 este jumătatea lui AM3. AM3. Care egal mai departe. 1 pe 2 rămâne. Iar AM3 e jumătatea lui AM2. E 1 pe 2 din AM2. Iar AM2 1 pe 2 ori 1 pe 2 face cât? 1 pe 2 ori 1 pe 2 face 1 pe 4 ori cât este tare AM2? AM2 este egal cu 4 ori 1. Nu. AM2 este jumătatea lui AM1. 40 cm. Nu valoarea. Ah, va fi egal cu AM1. Deci AM2 este 1 pe 2. 1 pe 2 ori AM1. Iar acum, AM1, ce reprezintă tare? AM1? Reprezintă mijlocul lui AB. Adică jumătate din AB. Deci vine 1 pe 2, cum a fost 1 pe 2, ori 1 pe 2, ori 1 pe 2 și ori 1 pe 2 din AB. Și facem mai departe. 1 pe 2, 1 pe 2, 1 pe 2. Este egal cu 1 pe 6. 1 pe 16, nu? 2 ori 2 ori 2 ori 2 ori 2 ori 16, ori 160. Și acum e egal cu 10 cm. Dragilor, când redactăm, trebuie să punem tot ceea ce am făcut. Deci am zis AM4 e jumătatea lui AM3. Deci este AM jumătate din AM3. Și voi trebuie să știți ce spuneți acolo, nu-ți copiați bidamă. Voi cum ați fi scris? AM4. Eu aș fi făcut pe desen. Tu stai 10. Nu. Ar fi spus AM1 egal cu 80 de centimetri. AM2 egal cu 80, AM1 împărțit la 2. Și îmi dădea 4 și coboram așa până la AM4. Și așa. Și așa. Era mai ușor așa. Dar suntem aici, traducem AM4, jumătatea lui AM3. Care AM3, jumătatea lui AM2. 1 pe 2 ori 1 pe 2 din AM2. AM2 este jumătatea lui AM1, AM1 jumătatea lui AB. Deci când ne întâlnim, apare 1 pe 2 ori 1 pe 2 ori 1 pe 2 ori 1 pe 2, 1 pe 2 la A4,
Și vine 1 pe 16 din 160 și face 10 cm. Deci, cum a zis, era bine, dar important este să actăm clar, cât clar, cel care urmărește să înțeleagă. Corect. Aici e foarte bun. Este din așa, deci scrie tot acolo, că va ajunge, aveți loc. Nu, fie triunghi echilaterală ABC. Uitați să fie, dată cu formă. Triunghiul ABC, echilaterală. Echilaterală. Echilaterală știi ce înseamnă? Dacă le știi? Toate laturile știi, dar tu știi? Da. Bun, le știi. Da. Deci fie triunghi echilaterală ABC și D, simetricul lui A față de B. D? Simetricul lui A față de B. A. Față de B. De B. E, simetricul lui B față de C. E simetricul lui B față de C. Iar F. Stai. Simetricul lui C față de A. Cetă de triunghi este D, E, F. Cetă de triunghi este D, E, F. Deci, desenăm un triunghi lateral. Cum desenăm un triunghi lateral? Un jurat. Da, și eu l-am chemat pe colea, așa că nu reușești să ajungă nici cu apa și zic să iei ele de acolo. Da. Acum o să ținem minte. Dați un telefon când... Acum când o urca, eu și vă spun. Da, dar nu mai se urce. Așa, nu, când vin eu. Asta e, să ne sincronizăm. Asta e. Zic acum. Un triunghi echilateral, copii. E vorba de un triunghi. Care are de aceeași mărime. Și acum, iată să zic. A, B. Ia-o așa. Un segment. Știți cum cât? Vin cu un compasul și cu mărimea în segmentul AB trasez un arc de cerc. Da? Un arc de cerc. Și acesta este arcul de cerc. Trasești cu partea cealaltă și triunghiul care ia naștere, acesta este triunghi lateral pentru că l-am făcut cu foarte multă precizie. Deci, încă o dată, iau, trasez un segment. Deschid compasul și cu lungimea respectivă, vârful compasului țin aici și trasez un arc de cerc. Ce înseamnă? Că totdeauna va fi aceeași rază, nu? Aceeași lungime. Adică păstrez AB-ul cât a asta. Și oriunde m-aș duce, cât aș duce cercul ăsta, de ce își mărime? Fixez acum vârful compasului din partea asta altă și cu aceeași trasez din nou un arc de cerc. Cele două cercuri s-au întâlnit în punctul C și acolo avem odată AC cât AB și pe urmă și BC tot cât AB. Deci, așa spune triunghiul. Și acum Adalia spune D simetricul lui A față de B. D simetricul lui A față de B. Unde e D? D simetricul lui A față de B. Cine e mijloc și unde e D? Păi, B e mijlocul și D e... Încă o dată. Deci, pe, așa vorbești. Pe dreapta AB, de la A spre B, mai mergem încă o dată cu segmentul acesta, de lungimea AB, și așa îl fixăm pe D. D. Când zice față de B, B e mijloc. Așa, B este mijloc. Și cu asta am construit simetric. Davide, e simetricul lui B față de ce? Păi ce va fi mijlocul și după ce vom mai desena dreapta ABC încă o dată. Deci de la B la C, mai mergem cu un segment egal de aceeași lungime cu BC. Deci de aceea îl fixez aici D. Nu, da. Adică o culoare, am să spun că asta e cât asta. Ia uitați cum face domn profesor. Da. Aia, AB e cât BD. Da. Faptul că e liniat așa înseamnă că sunt egale segmentele alea. Ați înțeles? Așa, din puntez. BC cât e ce? Simetricul lui... Simetricul lui ce față de A? Cine e mijlocul, Daniel? Simetricul lui ce față de A? A e mijlocul. A e mijlocul, deci la ce stă?